Am studiat în această dimineață, din capitolul 1, de la versetul 9, rugăciunea Apostolului Pavel. Și legat de această rugăciune, mi-am exprimat dorința și urarea pentru biserica aceasta: ca biserica aceasta să fie o biserică care să umble într-un mod plăcut și vrednic. De domnul. În această după-amiază vreau să-mi exprim o altă dorință și să vă fac încă o urare. Și nu aveam cum să nu mă folosesc de acest text pe care nu știu câți dintre noi și câte biserici îl înțeleg și îl trăiesc cu adevărat. E evident că e un text netrăit de vreme ce suntem într-o perioadă în care bisericile caută tot felul de metode și mijloace prin care să manipuleze ființa umană. E evident că trăim într-o vreme în care nu sunteți împliniți. În care parcă Isus Hristos nu este de ajuns, în care tot timpul ne mai trebuie ceva și tot inventăm și reinventăm și schimbăm și modificăm și modificăm modificările și schimbăm schimbările, Da, dacă am reuși cumva să fie mai fain la biserică. Nimic nu este mai dăunător și mai distrugător pentru o biserică decât să uite ceea ce apostolul Pavel scrie în această frumoasă carte, despre care am spus foarte repede în această dimineață că e o carte scrisă unei biserici care era sub presiune constantă din două direcții presiune culturală, ca să ne înțelegem bine. Cei ce ați fost cu noi, vă aduceți aminte? Pavel a auzit cele trei realități din biserică, da? Care erau cele trei realități? Credința, dragostea și nădejdea. Cele trei realități încep să fie în pericol, pentru că biserica se află sub presiunea elenă și ebraică, sub presiunea grecilor, pentru că sunt mari filozofi și ei trebuie să vorbească și dacă nu știu ce zic. Și biserica s-a simțit presată să se lase cumva dusă, să cumva să încerce să, eu știu, să primească și vezi, cultura e foarte importantă. Pe de cealaltă parte e cultura ebraică, care spune că legea nu se poate fără lege, nu-i voie să guști, nu-i voie cu tare, nu-i voie cu Și Pavel scrie această scrisoare arătându-le că soluția nu este nici în cultură, nici în inovație, soluția este în Hristos. Și în Hristos, nu în sensul că avem nevoie mai mult, sau să zic altfel, că avem nevoie de mai mult Hristos, că-l avem pe tot, dacă-l avem, ci în sensul că trebuie să înțelegem că în afară de Hristos, Dumnezeu nu ne mai dă nimic, nici ca să ne încânte, nici ca să ne atragă, nici ca să ne motiveze, pentru că în Hristos, Dumnezeu ți-a dat ție cât? Și mai cât? Mai e un cuvânt după totul. Foarte ciudat, noi l-am privit ca o ciudată redundanță. Amu, când ai spus totul, mai spui și de plin. Dacă ai spus totul, ce ai spus? Nu e eroare gramaticală, nu e incultură. Pavel nu e agramat, nu s-a încurcat în cuvinte. Le folosește ca să apese ceva ce nici astăzi credincioșii nu vor să înțeleagă. Pentru un credincios nu este nevoie de nimic mai mult, dar nici mai puțin decât? decât? Hristos. Urarea pe care vreau să vă fac în această dupamiază este să aveți parte de umblare în plinătatea lui Hristos. Să umblați în prezența Lui și plini de El. Centrul epistolei, după cum spuneam și azi dimineață, e reprezentat de versetul 15 din capitolul 3, unde Pavel zice că aspectele culturale, forța asta, noua asta găselniță, cu cultura care e așa și așa, nu înseamnă absolut nimic. De vreme ce zice nici iudeu, nici grecu nu înseamnă nimic. Ei pot vorbi, da, pot zice, pot nu-i nu nu, nu fain, nu-i trebuie să schimbați, să... el poate zice într-una, dar el nu înseamnă nimic. Așa cum nu înseamnă nici barbarul, nici chitul, nici evreu, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, ceea ce contează acum este Hristos, totul în toți. Ce bine ar fi dacă am învăța să trăim acest adevăr. Nu ne-ar mai trebui nimic. Patru precizări pe care cred că Pavel le prinde după ce, dacă priviți în primele cinci versete, se referă la Intensitatea cu care dorește să-i convingă de aceste adevăruri folosind un cuvânt foarte important. Îl spun numai de dragul contextului, nu versetul 1 din capitolul 2. Vrea un adevăr să știți, urmează câteva cuvinte, care aduc inima lui înaintea lor și înaintea noastră. Ce vrea să știe? Cât? de mare luptă duc pentru voi. Cultura cere luptă, nu adaptare. Biserica nu e chemată să se adapteze și să zică, Î, da, așa-i, da, nu mai pot oamenii asculta mai mult de 5 minute. Păi hai să încheiem în 5 minute tot. Dacă săracii de ei ce să-i mai chinuim. E o luptă. Și e o luptă pe care trebuie să o ducă cel așezat cu autoritate în adunare, și e o luptă pe care ar trebui să o ducem până la urmă? Toți. Prima precizare este pretenția categorică care trebuie împlinită. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. E o pretenție categorică pe care Pavel o așează înaintea bisericii din Colose. Nu e o biserică începută de el, pe cei mai mulți nu-i cunoaște, dar este dorința lui ca în absența lui, chiar dacă n-a fost mult implicat în viața acestei biserici, această biserică să înțeleagă că are o chemare extrem de înaltă. Chemarea ei nu este să spună ce bine că s-mântuit. Chemarea ei este să spună, pentru că l-am primit pe Hristos, haideți să umblăm o pretenție categorică pe care fiecare credincios ar trebui să o îndeplinească în dreptul lui. Cu Hristos nu se umblă la grămadă, nu suntem poporul Israel în care lucrurile să se facă la grămadă. În biserică totul este personal. Domnul Iisus Hristos trebuie să lucreze în mod personal în fiecare dintre noi, pentru că astfel lucrând în noi, prin noi, să lucreze în mijlocul nostru. Nu există un alt fel, un alt mod, o altă strategie. El lucrează în mijlocul nostru, lucrând în noi și prin noi. Ceea ce face ca adunarea noastră să fie frumoasă și neplictisitoare este că El lucrează în noi și aici prin noi. Când Hristos este totul în tine, ce să te plictisească? Rugăciunea unui bătrân? Ce să te plictisească? Unul care cântă și nu are voce bună? Ce să te plictisească? Predica care ar trebui să se termine rapid, fără să însemne și să spună nimic? Pavel subliniază că într-o vreme în care presiunea este atât de reală, soluția este fiecare dintre noi să împlinească această pretenție. Dacă l-am primit pe Domnul, și ăsta e un mare dacă, atunci să și umblăm cu el. Mai mult, așa cum l-am primit, așa să și umblăm. Haideți să ne uităm la cele două părți ale acestei pretenții. Observați mai întâi partea care se ocupă de presupunerea sau de temeiul acestei pretenții. Nu e o pretenție pentru fiecine. Nu e o pretenție pentru cine nu l-a primit pe Hristos. Nu. Presupunerea de la care pornește Pavel, temeiul acestei pretenții este că vorbește unor oameni care, pretind, ei înșiși pretind despre ei că au primit pe Domnul. Și primind pe Domnul, cele trei realități se răspândesc despre ei. Care sunt cele trei realități, încă o dată? Credința, dragostea și nădejdea. În ce sunt ancorate, sau în cine? Super. A, da dacă este credință autentică, dacă este dragoste pentru Domnul, dacă este nădejde serioasă, dacă într-adevăr există această desprindere de lucrurile pământești și elementele fundamentale sunt credința, dragostea și nădejdea, da, l-ați primit pe Hristos. Și dacă așa l-ați primit, așa trebuie să și Se pornește de la presupunere, de la un temei care este foarte important. Mai ales în vremea noastră în care nu mai știi de fapt cine se pocăiește și cine nu, nu mai știi cine-i convertit și cine nu. În care se poate boteza oricine care își învârte limba în gură două minute. Mai că nici nu contează ce zice. Gata, dăm cu el în apă e membru în biserica noastră. Că vrem să fie mulți, că asta e fain. Și nimeni nu mai știe o fi sau nu o fi L o fi primit pe Domnul. Pentru că nu există cancer care să roadă mai adânc decât potezații neconvertiți în adunare nu există. Și asta face diferența. Și o spun clar și răspicat și pentru cei ce sunt aici, dacă este cineva care nu l-a primit pe Domnul în mod real, care nu are această credință vie, care nu are această dragoste adâncă și care nu are această nădejde clară și sigură, n-are rost mai departe să vorbim. Fără pasul ăsta, restul nu contează. Nu e o chestie de ce religie avem sau la ce biserică mergem. E o chestie că trebuie să-l primim pe Hristos în inimile noastre, ca Domn și Mântuitor personal. Altfel, suntem cât de bisericoși și cât de religioși vrem noi, dar ne mâncă iadul. Pentru că acolo e locul celor ce nu-l primesc pe Hristos. Ei, acum, odată rezolvat această. Presupunere, odată așezat temeiul, vine porunca, vine trăirea. După cum l-ați primit? Ce faceți după ce l-ați primit? Fiecare ce vrea el, fiecare ce-l taie pe el cap, fiecare ce vede la altul sau ce aude sau ce îi dă făcut mai departe. După cum l-ați primit, așa, să și umblați. Pavel pretinde categoric o umblare personală în dreptul fiecăruia dintre noi care l-am primit pe Domnul Isus. Și umblarea trebuie să fie pe măsura primirii, după cum l-ați primit, așa să și umblați. Cum? Credință? Dragoste? nădejde. Nu lege, nu cultură. L-ați primit prin cuvânt? Cuvântul care a născut credință și dragoste și nădejde? Ei în continuare trebuie să trăiți cu el tot prin cuvântul care trebuie să aibă grijă de credință, de dragoste și de nădejde și este exact ce urmează în continuarea textului nostru. Le urez tuturor celor ce încă nu l-au primit pe Domnul Isus Hristos să aibă înțelepciunea să o facă cât mai repede. E un lucru cu care nu ne putem juca, cu care nu putem glumi și pe care n-avem voie să-l falsificăm în niciun fel, pentru că Dumnezeu ne știe. Cei ce sunt ai lui, sunt ai lui. A doua precizare pe care o face Pavel este potențialul concret care trebuie întrebuințat. No, bun, stai un pic, că să-L primești pe Hristos e ușor. Deși nu-i neapărat ușor, da. Zici, e un act, îl faci odată, într-adevăr te pocăiești, te smerești înaintea Lui, l-ai întâlnit în Scripturi, e extraordinar. Asta ține de un moment în viață, da. Să umbli cu el ține cât. Păi și poți? Și voi ați auzit mulți care zic, da, și eu m-aș pocăi, dar mă tem că nu pot să țin. Pavel nu ne oferă așa o dorință, o cerință, o pretenție în aer. Și evident că nu pretinde de la noi să facem ceva ce noi. Nu putem. De aceea, în versetul 7, avem acest potențial concret pe care trebuie să-l întrebuințăm. Ce înseamnă, practic, să poți să umbli cu Hristos din momentul în care l-ai primit și până la finalul vieții tale? Pentru că asta e cheia. Dacă l-ai primit, e perfect așa cum l-ai primit: credință și dragoste, entuziasm, cuvânt nădejde, exact așa trebuie să umbli cu el. L-ai primit ca domn și trebuie să umbli cu el, lăsându-l să fie domn. Poți? Da. Da. Dacă l-ai primit, poți. Și Apostolul Pavel ne vorbește despre acest potențial care se realizează în două moduri. În două moduri se realizează acest potențial. El de îndemâna tuturor, nu-i nimeni atât de slab de minte încât să ne ajungă la acest potențial, nu este nimeni pentru care modalitățile de realizare să fie atât de înalte încât să l depășească. El de îndemâna tuturor. Două modalități. Mai întâi, acest potențial e realizat prin învățătură, Partea a doua, versetului 7, enunță că tot ce se spune în partea întâia, ține de învățăturile care v-au fost date. Potențialul există, el la îndemâna noastră, în măsura în care suntem dispuși să învățăm. Toate celelalte elemente descrise la începutul versetului 7 sunt așezate pe această expresie: după învățăturile care vi-au fost date. Și e, de fapt, centrul textului nostru, pentru că învățăturile astea care ne-au fost date trebuie să ne fie atât de scumpe și atât de bine așezate în viața noastră, încât nimeni să nu ne poată fura cu alte învățături. Învățături vin multe, fluviu! Cultura presează, vrea să ne învețe. Toți ne tăiați în prejur vor să ne învețe. Dar suntem atât de bine învățați încât nicio învățătură străină de cele pe care le-am învățat din Scripturii nu se prinde de noi. Vă lasă-o gândiți un pic. E foarte important. Presupunerea lui Pavel este că oamenii ăștia au fost învățați. De fapt, dacă citiți restul capitolului 1, prin care noi n-am trecut acum, după ce va vorbi despre Hristos și rolul lui în creație și în biserică și în toate celelalte, oferindu-i rolul de căpătâi absolut, Hristos este capul. urmează să ne vorbească despre rolul pe care el ca apostol îl are în întregirea cuvântului lui Dumnezeu pentru învățarea noastră. Și la finalul capitolului 1, el va spune care este de fapt slujba lui de păstor, de predicator, de apostol. Pe el, adică pe Hristos, îl propovăduim, sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om. Învățătură. Potențialul umblării cu Hristos este accesibil prin învățătură. Dacă nu vrei să înveți, pur și simplu ai închis acest potențial, l-ai tăiat. Pentru că puterea de a umbla cu Hristos în deplinătatea umplerii sale ține de învățătura care ne este dată și care vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu de învățături străine? Și ține de faptul că am fost învățați atât de bine încât orice altă învățătură ne este prezentată. E fără impact în viețile noastre. Și în caz că vă puneți întrebarea de ce bisericile noastre astăzi sunt atât de diferite și au așa diferite învățături, eu zic să căutați răspunsul în text. Pentru că de-a lungul vremurilor, deși unii au fost învățați sub presiunea culturii, au renunțat la ce au fost învățați, de dragul unor învățături noi. Așa se realizează acest potențial. Prin învățătură. Ce realizează această învățătură este această îndeletnicire. Sau al doilea mod este realizat prin îndeletnicire, pentru că învățătura noastră ne învață cum să fim înrădăcinați, zidiți și întăriți. Astea sunt cele trei elemente care rezultă din această învățătură. Suntem înrădăcinați, zidiți și întăriți după după învățăturile care vi-au fost date. Care n-au nicio legătură cu filozofia, nici cu învățăturile începătoare. Nu, n-au legătură. Observați câtă forță pune Pavel în aceste îndeletniciri. Odată învățat, cu ce trebuie să mă îndeletnicesc? Asemenea unui copac, trebuie să mă în această învățătură ce? Rădăcina. Rădăcina. Copacul care își împinge rădăcina, care toți știți că are două roluri. Rădăcina copacului are rolul de a alimenta viața acelui copac și are rolul de a ancora acel copac. Rădăcinile nu se înfig doar pentru a căuta hrana necesară, ci și pentru a ține copacul în toată splendoarea lui. Nu pot să dărâmi un copac dacă mai întâi nu tai naud. E dacă nu are rădăcini cea mai mică mișcare nu smuls. Un pomișor cu rădăcină firavă, îl apuci cu o mână, l-ai scos și îl muți unde vrei. Dar copacul cu rădăcina adâncă cere efort trebuie să iei, frate, securia și hârlețul și să sap și să tai și să sap și să tai și să sap și să tai până când reușești cumva, cumva să-l dai de pământ. Imagine absolut superbă. Ca și în Psalmul 1. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. E verde și trainic. Dacă dai în el să cadă, te lovești și te rănești tu singur. Pentru care rădăcină? Unde-i biserica cu rădăcină de asta? Unde-i? Unde este credinciosul care e atât de adânc înrădăcinat în scriptură și în învățătură încât poți să-l scuturi până când obosești? și caz lângă el de oboseală, nu o să-l muți de acolo. <coughs> e ancorat și alimentat, sănătos și stabil. A doua imagine e cea unei construcții, a unei clădiri. Se trece de la copac la clădire. Se vorbește despre zid, despre ziduri, despre faptul că suntem zidiți și aici când începe să vorbească despre zidire, deja e o imagine cumulată a unei comunități. Pentru că zidul nu-i numai câte o cărămidă, zidul nu-i format într-o cărămidă. Ca să ai zid, îți trebuie câte? Câte? Multe. Și ca să-ți stea zidul ăla în picioare, cărămizile trebuie să facă ce cu ele? E vorba de asamblare și armonizare. Rădăcina pe care fiecare credincios o are așezată în Hristos îl alimentează astfel încât fiecare credincios este o piatră zdravănă în zidul Bisericii. Când vin ăștia să-l împingă jos ghici. Ați văzut ce rămâne prin America după ce trece un... Uh, o tornadă de asta. O Ați văzut ce rămâne? Am văzut de câteva ori. A să vă spun, când am fost la școală, la doctorat, mi aduc aminte că am avut cursuri vreo, vreo 15-16 zile. În 16 zile treceam cu mașina să mergem la școală și înapoi unde locuiam, un cartier s-a făcut în 16 zile. Așa să fac așa să duc. dă -o jos pasta, te văd. Hai să văd și eu ce vânt trebuie să vină să dea jos structura asta. Hai să-l văd și eu vântul ăla. așa și aici. Unii construiesc repede și, wow, ce fain, e deja e sus, e vopsit, u, uhuh, ce fain arată, ăla la altă încă să te chinuie cu fundația. Ești normal? Ce frumos prinde domnul Isus asta în pilda lui, în care vorbește despre ea doi vecini care construiesc amândoi și unul e gata de mult și se uită la altele și e bunetele, el încă nici nu gata fondația. S-au inversat rolurile când a venit ploaia. Casa lui care a fost gata și înaltă și frumoasă și spectaculoasă, moloz, nici măcar moloz, nimic. Pe când casa zidită pe stâncă, lovită din toate părțile, a rămas. Așa ar trebui să fie biserica. Și ea nu poate fi zidul ăsta dacă nu e formată din copaci ăștia. Nu se ne imaginăm acum o casă făcută din copaci. Am văzut casă făcută din lemn. Copaci de aia zdraveni, groși împletiți unii pe alții, puși așa cu colțuri frumos, împănați, măestrie. Sunt foarte surprins cât de repede orice val ia biserica și o duce în orice direcție. Azi e aici, mâine dincolo, poi mâine e dincolo, pentru că zidurile nu sunt în Hristos. Apoi Pavel ne vorbește despre credință. Întăriți prin credință, ce ne întărește. Credința după învățăturile care au fost date, atenție, și sporind în în ce? La ce se referă acestia? La credință. Sporind în ea. Credința. Întăriți prin credință. Credința este cea care ne întărește și este cea în care întăriți trebuie să să sporim. Prin învățătură. Fiecare credincios care umblă cu Hristos poate face asta dacă este un copac a cărui rădăcini sunt atât de adânci încât nimic nu-l poate dobori și dacă face din parte dintr-o biserică unde sunt alți copaci ca el și care formează așa un zid în fața tăvălugului de învățătură încât nici cu excavatorul, nici cu buldozerul nu poate fi dărâmat. Există așa ceva? Așa să vă ajute domnul această adunare. E potențial. Se poate. Vrem? A treia precizare a textului se referă la pericolul constant. Și pericolul e, prezent, e prezentat în versetul 8. Mereu există pericolul că această presiune care vine din partea culturii, din partea lumii, filozofia, evrei, grecii, presiunea asta care vine să fie atât de puternică încât, fără să băgăm de seamă, formularea e foarte importantă, fără să băgăm de seamă ne pomenim luați pe sus și duși. Sunt câteva atitudini la care trebuie să luăm aminte, care ne, cum să zic, ne, sau să zic așa, ar trebui să ne deranjeze, care ne stăpânesc fără să vrem. Câteodată suntem inconștienți în chestiile astea, foarte importante atitudini împotriva cărora ar trebui să luptăm, pentru că pericolul acesta constant ar trebui întrezărit și îndepărtat. E pericolul de a fi neatenți. Luați? Ah, las, mă chiar așa. De câte ori aud asta? Frate, dar chiar așa -i? ești tu mai cu scrupule, mai scrupulos. O, putem chiar așa să despicăm firul în patru. Hm. Da. Știți cum a început toată nenorocirea pe care trăim până în ziua de astăzi? A început când Eva, în dialogul ei cu Satan, a că nu-i chiar așa de important ce i-a fost transmis prin soțul ei, oare chiar a zis Dumnezeu, hotărât că? Nu, no, nu, no, ascunde Dumnezeu ceva de voi. A. a luat, a mâncat, a dat și soțului ei și de atunci și până astăzi tot punem vina pe Dumnezeu cu uită câtă nenorocire în lume. Nu, El îi dă vină, noi suntem de vină. Nenorocirile nu sunt aduse de Dumnezeu, sunt aduse de noi și păcatele noastre. Nu Dumnezeu ucide o femeie de 30 de ani. Păcatele noastre ucid oameni la tot felul de vârste. Neatenția aceasta la ceea ce se spune, la Cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe, e criminală. Sunt domenii în care neatenția poate trece ieftin. Dar sunt domenii în care neatenția e criminală. Și putem da multe exemple. Se spune că atunci când doctorul greșește, greșeala lui se îngroapă cu pământ. Când contabilul greșește, greșeala lui se acopere cu hârtii. Dacă când greșește păstorul, când credinciosul ia învățătură greșită, cum se rezolvă? Nu suntem întotdeauna dispuși să fim atenți, deși în Noul Testament ați văzut de câte ori ni se spune să luăm aminte, să fim vigilenți, să nu adormim, să nu ne prindă somnul, să tot vegheați, 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 vegheați. Nu vrem să fim atenți. Da, e o muncă, e greu să fii atent mereu. Știți, povestea cu prâslea și cu merele de aur. Da sau nu? O știe cineva? Ce-au făcut prâslea ca să n-adoarmă? Totdeauna m-a urmurit povestea asta. Totdeauna. Ce fac credincioșii ca să n-adoarmă? N-aud pe nimeni. Nimeni nimic? Nimic. Ba din așa de bine le cade somnul. Ce faine să se dorm până vine Domnul că trece vremea mai repede. Bănuiesc, credunii. Și somnul ăsta e criminal. Începe de la cei mai tineri și se regăsește până la cei mai vârstnici. Și pentru că nu luăm seama, pătrund învățăturile. Care încep să erodeze, să macine și să facă zidul ușor de dărâmat. N-ar trebui să fim neatenți și nepăsători. E o atitudine pe care ar trebui să o îndepărtăm din viețile noastre. Ar trebui să ne intereseze cât de adânci sunt rădăcinile noastre în cuvântul scripturii. Ar trebui să ne intereseze să fim cărămizi zdravene în zidul bisericii, ca să nu-l poată dărâma oricine. De fapt, să nu poată fi dărâmat de nimeni. Indiferent ce vânturi și inundații vin. Există și această necugetare. Pentru că zice: Să nu vă. Luați seama ca nimeni să nu vă fure. Cu filozofia și cu o amăgire. Există o lecție pe care omul nu vrea să o învețe. Ați pățit-o și voi. Cei mai în vârstă vă aduceți aminte de Caritas. Și aduce aminte cineva de Caritas. Uh acolo unde acum Biserica Emanuel, acolo în curte, era sediul lor de Narad. Nici nu pot să vă spun ce cozi erau acolo. Uh, și acum, după zeci de ani, acum, când am mai renovat noi acolo în biserică, a fost acolo un seif, nici nu știu cu ce a fost, că a venit poliția și l-a dus de acolo. Un seif imens! Abar n-am cu ce a fost. Nici până astăzi, nu avem atât aminte să înțelegem că atunci când ceva îi prea frumos să fie adevărat, probabil că nu e adevărat. Minte de cocoș trebuie să înțelegi atâta lucru. Când vine cineva și îți promite marea cu sarea, cum se întâmplă cu aceste amăgiri? Că ce înseamnă amăgirea? Ți se pună înainte ce? Cerul și pământul și marea și sarea, să vezi ce fain e. Pua, am văzut eu și acolo și dincolo, îi fain peste măsură. Și voi trebuie să faceți așa. Mm -hmm. Și pentru că nu cugetăm, nu judecăm, Pa, dacă zice el, că eu zic vecinul ăla și-o fugi și el la Caritas și vă zece mii ori căpăta banii. <gângălță> Când a venit unul din la bă, dar eu am căpătat. Cât crezi că s-au dus după el? Exact așa face satan astăzi. Și multe biserici sunt luate de valul amăgirii. Pentru că în sânul lor nu sunt suficienți oameni care să cugete învățătura cuvântului lui Dumnezeu și să nu se lase furați, amăgiți. E și o atitudine de necredincioșie. Pentru că cine schimbă învățătura, înseamnă că niciodată nu a avut cu adevărat ce? Credință. Când credința e tare, ce schimbi? Ce schimbi? Nimic. Nu numai că nu schimbi tu, nu te poate schimba nimeni. Când credința ta e fermă, cum spune versetul 7, întăriți prin credință după învățăturile date și sporind în ea, adică în credință. Credința mă face să fiu ferm credincioșia mă face atât de loial lui Dumnezeu, încât tot ce mi se pare că-i străin de Dumnezeu, îmi ridic antenele și mă face să fiu foarte, foarte atent. Ultima atitudine și cea mai urâtă dintre toate e că nu numai că suntem neatenți, necugetați, nepăsători, necredincioși, cei care fug de la o învățătură la alta sunt neîmpliniți. Că daia mereu caută ceva? Ceva? Fug după tot ce nu. Azi îi vezi aici buluc, mâine îi vezi dincolo buluc, dacă poi se inventează ceva, toți sunt acolo la grămadă. Vai ce mulți sunt! Fie. Fie. Și îți spun ție astăzi, cel ce mă auzi, dacă nu ești împlinit în Hristos, poți să mergi la ce biserică vrei, să stai acolo până când nu mai poți, să cânți, să te rogi până răgușești și nu mai ai voce. Dacă Hristos nu te-a împlinit și nu te împlinește, nu mai este nimic de făcut decât să te pocăiești. Probabil că nu te împlinește pentru că nu l-ai primit, pentru că nu-l ai. Nu te poate împlini un Hristos care nu e în inima ta, în viața ta, în crezul tău, în ființa ta, în inima ta. Nu te poate Hristosul care nu-i prezent în tine împlini. Plânge inima în mine când văd câte generații neîmplinite și nestatornice avem. Dintr-o dată au descoperit ce frumos e modernismul în biserică. Și aleargă în toate felurile. Și presiunea asta. Nu știu ce veți face. E treaba voastră. Eu mi-am încheiat misiunea. Dar știu că dacă vă lăsați duși de cultură, nu o să ajungeți bine. N-aveți cum. Uitați-vă la bisericile noastre. Păstorul nu mai stă în fața adunării. E scena cu muzicanții. Ei trebuie să stea în față, nu păstorul. De când? De ce? De ce să le aruncăm pe asta afară și să umplem platforma cu instrumente și dube și oameni și săltăreți? De ce? A, păi ne plictisim. Păi, plictisiți vă plictisiți-vă! Evident că vă plictisiți dacă nu-L aveți pe Hristos. De ce să lăsăm cultura să ne schimbe pe noi care ar trebui să fim oamenii lui Dumnezeu în lume? De ce să schimbăm arhitectura bisericii ca așa să schimbă? Păi schimbă-se! Noi suntem biserica lui Hristos, nu ne schimbăm? Suntem zidul care nu poate fi dărâmat. Țipăm la ăștia că nu știu ce -a făcut cu cina Domnului. Dar noi? Da, noi? Că ne batem joc de Evanghelie, de sfințenia lui Dumnezeu, că schimbăm totul, că nu mai ținem la nimic ce cândva era sfânt, noi? Noi ce ar trebui să pățim? Nu ei au început, noi am început. Și nimeni nu-și bate joc de biserică așa cum o fac cei din sânul ei. Nimeni nu poate bagiocori și nu poate da la o parte. Dacă cei care sunt în sânul ei sunt oameni care cugetă, care sunt atenți și care sunt împliniți în Hristos. Un om pe care îl împlinește Hristos nu poate fi luat de niciun fel de val și de niciun fel de vânt. El e pomul care rămâne în Hristos. E zidul Format împreună cu alții, care în fața buldozerelor rămâne pe picioare. Și așa ar trebui să fie biserica. Ultima precizare se referă la această plinătate completă pe care ar trebui să ne-o însușim. După ce ne vorbește de filozofii și de învățături începătoare ale lumii, nu mai îmi permite timpul să mă mai refer și la ele, deși sunt formulări foarte frumoase, Pavel vine și zice, amăgirile, învățăturile începătoare, cultura are cuvântul ei. Nu, acum să vă dau eu cuvântul. Cuvântul adevărat nu este că Isus Hristos nu e Dumnezeu, că nu poate, că e material și trupește și am explicat azi dimineață cultura filozofică în care e scris Colos. Pavel zice, nu contează și nici nu mă interesează, nici ce zice cultura, nici ce zice amăgirea, nici ce zic evrei, nici ce zic elenii, nici ce zic toți ceilalți. Eu vă spun un lucru, în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Nu încape nicio discuție, nicio întrebare filozofică, niciun comentariu filozofic, nu există nicio filozofie care să întreacă acest adevăr. Hristos e Dumnezeu absolut. Întreg, nu lipsește absolut nimic din el. Odată înțeles acest adevăr fundamental, se trece la al doilea. Pentru că de la Hristos se trece la noi. Dacă voi îl aveți pe Hristos, aveți ceea ce este Hristos. Ce este Hristos? Dumnezeu absolut. Și dacă Iisus Hristos e Dumnezeu absolut și locuiește în voi, înseamnă că voi sunteți atât de deplin împliniți, încât nu vă mai lipsește? Încât nu vă mai lipsește? Dumnezeu nu are ce să vă dea mai mult. N-are rost să țipați, să căutați. Preocuparea noastră n-ar trebui să căpătăm mai mult. Preocuparea noastră ar trebui să învățăm să prețuim mai mult ce am căpătat. Pentru că Dumnezeu locuiește în toată plinătatea Lui în noi prin Isus Hristos. Și cine l are pe Hristos, nu mai caută nimic. Ce să cauți mai mult decât pe Hristos? și de la dumnezeirea și de plinătatea în Hristos se referă la domnia lui Hristos. Vorbim tot despre noi, că vine din ambele direcții. Prima e Dumnezeu absolut și ultima e Domn absolut. E Domnul oricărei stăpâniri, nu există nicio stăpânire, nicio formă de expresie, nici cultura. Nu scapă de sub controlul lui Hristos. Și cultura asta care pune atâta presiune pe noi e îngăduită de undeva. Nu cultura e stăpână, Hristos e stăpân. Nu cultura domnește în biserică, Hristos domnește în biserică. Nu cultura dirigează viața mea și viața ta, Hristos o dirigează. Și dacă în mine locuiește Dumnezeul absolut și Domnul absolut, ce mi-ar mai putea trebui? Ce mi-ar mai putea lipsi? Ce? Răspunsul este nimic. Și ar fi extrem de important de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici să învățăm, să umblăm împliniți de Hristos. Plini de El. E plinătatea lui Dumnezeu, e plinătatea autorității și a domniei care în inimile noastre ne dă atât împlinire, încât niciodată nimeni și nimic nu ne mai poate amăgi. Nu ne mai poate fura, nu ne mai poate duce în rătăcire. De aceea Pavel zice Hristos trebuie să fie totul în toți. dorința mea pentru voi este ca în această adunare să trăiți o asemenea viață. Să umblați în plinătatea Lui Hristos, în prezența Lui. Îmi doresc ca fiecare credincios din această adunare care l-a primit pe Hristos să fie asemenea copacului care poate fi așezat în orice zid, folosit în orice structură, cu atâta forță, încât oricine începe să încearcă să dărâme și să dea la o parte să, să nu poate. Asta e imaginea. Un zid impenetrabil, indestructibil. Și ce mare har ca tu și eu să facem parte din acest zid. Faceți în așa fel încât zidul ăsta să nu fie cu breșe, cu crăpături, cu găuri. Să fie zidul care să stea împotriva oricărui fel de amăgire, de cultură, de presiune culturală. Rămâneți Biserica lui Hristos în aceste vremuri, ca așa trebuie. La asta suntem chemați.